În perioada 4-7 februarie, municipiul Brașov a găzduit cel mai important eveniment pentru activitatea structurii reprezentative a elevilor din România. Adunarea generală a reprezentat momentul în care a fost ales în mod democratic noul președinte al Consiliului Național al Elevilor, precum și cei doi secretari executivi ai organizației. Obiectivul principal al adunării generale a fost alegerea noului bord de conducere, din care fac și eu parte din poziția de vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. A fost ales Eduard Mititelu pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Elevilor, a fost ales Rareș Bârle pentru funcția de secretar de interne și Tudor Găitan pentru funcția de secretar de externe. La evenimentul de la Brașov a participat și o delegație de la Giurgiu, formată din membrii cu funcții de conducere în cadrul Consiliului Județean al Elevilor. Delegația Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu la adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor Giurgiu a fost formată din Andrei Denis Adrian, subsemnatul, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu, vicepreședintele Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu Cătălin Lungu și Iulia Radu, secretarul Comisiei de Educație și Cultură al Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu. Peste 200 de elevi au luat parte la procesul electoral. Totodată au avut loc ateliere tematice în urma cărora delegații au conlucrat pentru întocmirea strategiei de dezvoltare organizațională a Consiliului Național al Elevilor pentru mandatul 2014-2015. Pentru că astăzi începem semestrul al doilea, doresc tuturor colegilor mei mult succes și rezultate cât mai bune în semestrul al doilea din acest an școlar. La închiderea oficială a evenimentului a fost prezent și ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, care și-a arătat dorința de a avea o bună colaborare în acest mandat, stabilind o întâlnire cu reprezentanții Ministerului de Resort în luna martie.